Buenas noches. Buenas tardes. Aunque estoy siguiendo de mucho tiempo unos realizadores de videoclips como Eliezer Ávila, como como Carlito Madrid. Yo nunca voy a llegar a tener tanta calidad, tanta a hablar tan bien como ellos. O de Federico Los Santos, sí. O de Remus Cerna en rumano, o de sí, Eliezer Ávila en español. Este es cubano y el Carlito también es cubano. Este. Buonasera. Deși urmăresc, adică urmăresc și eu de multă vreme realizator de video. De cel mai mult îi urmăresc pe Eliezer Ávila, un cubanez și alt cubanez, un cubanez care trăiește prin Miami și un alt cubanez care trăiește în Madrid, Carlito. În afară de ei, îl mai urmăresc pe Federico Los Santos, un realizator de videos, radio videos. Și pe Remus Cerna. Și mai sunt. Mai sunt destui pe care îi urmăresc. Nu o să ajung niciodată eu să realizez așa video, așa să vorbesc atât de bine cum vorbesc ei, așa de organizat și așa de clar și așa de. Dar ia să vedem noi, spre exemplu, ce zice aici Remus Cerna. Dar aceste narațiuni naționaliste, în cele din urmă, nu fac. Așadar, aceste narațiuni naționaliste, în cele din urmă, nu fac decât să gâdile complexe de superioritate sau de inferioritate ale unor indivizi sau ale unor națiuni. Da, pentru că, până la urmă, noi românii avem anumite complexe de inferioritate, cred că ar fi onest să mărturisim asta, dar ni le-am manifestat atunci când am avut ocazia megalomanic. Să ne uităm, de exemplu, la Ceaușescu, da? Tiranul României pentru 25 de ani, provenind dintr-o familie foarte săracă, în momentul în care a avut puterea, ce a făcut? A cultivat cultul personalității și a construit lucruri, Casa Poporului, de exemplu, clădiri uriașe. Da? La fel, Biserica Ortodoxă acum construiește, a ținut neapărat să construiască cea mai mare catedrală ortodoxă din sud-estul Europei. Nu se mulțumea cu o catedrală obișnuită, trebuia să fie cea mai mare. Ei bine, aceste megalomanii sunt expresia unor complexe de inferioritate care se manifestă prin aere de superioritate. Adică vrei neapărat să fii cel mai bun în chestiuni irelevante. În chestiuni irelevante până la urmă. Da. Da. Sau. Așa. Datos, no ideas. Ayer se cumplieron 5 años de la muerte de Fidel Castro. Y yo, como no quería conmemorarlo ni para bien ni para mal, no hablé de eso ayer. No hay que darle relevancia a las cosas que no queremos que las tengan. Entonces, como ya todo el mundo habló ayer de eso, todos los que hablaron a favor y algunos de los que hablaron en contra, yo no me sumé a la ola de comentarios ni de hashtag porque no quería efectivamente darle relevancia y por eso lo voy a hacer hoy, un día después. Porque es bueno que sigamos
enseñándole a las nuevas generaciones, a estas generaciones que vimos en el video anterior, quién fue Fidel Castro. República de los tontos, pobladísima hoy, con una. Uf, eso es una cosa tremenda. Felicidades a todas las Vivianas que nos escuchan, a Viviana Fernández y a cualquier Viviana en España o en el extranjero. Muchos nos siguen en América para saber qué pasa en la madre patria. Pues felicidades, porque hay más Vivianas en América que en la península, quedan pocas, pero felicidades. Chubascos generalizados hoy en el norte, pero conforme vaya pasando el día. Yo no, esto no va con vosotros. Ah, ¿no? Pues peor todavía. ¿Y qué nos lo contáis? Para que nos unamos a. Hablando de las iniciativas demócratas por ahí, esta es discutible. Me gustaría a lo mejor al final cuando pongamos el link, que ustedes sus opiniones, qué les parece. Pero vamos a ver este video porque la última iniciativa de Nueva York no es invertir los fondos públicos en mejorar la capacidad de generar empleos de calidad, motivar a los jóvenes. Ya lo tengo. Bueno, ahora voy a cerrar estos enchidas. Pentru că nu o să stau să ascult aici. Și revin la oile mele aici. Deci, eu am început ieri să fac un articol și în Wikipedia și la mine în pagină. Și pentru a arăta, pentru a răspunde într-un fel unui coleg care zicea aici, spre exemplu, Adrian Iordache, m-ai dat și tu gata, cum că ai ști mai multe decât Mihai Gheorghe. Ce ușor este să dai copii de pe net și să postezi. Și am început eu ieri să lucrez la articolul ăsta ca să văd, să vadă eventual spectator al videourilor mele ce înseamnă acest dat copii pe net și să postezi. Și am să deschid aici, am deschis aici, da. Asta este ce am făcut aseară, ce am început să fac aseară, 1-12-2021 la 22:43. Și am scris aici că fuente documental, adică sursa documentară, este articolul Lugar de rezidenția abitual. Și în limba română am scris aici în engleză cum m-am priceput eu să traduc. În limba română nu există versiune la acest articol, la data și la ora asta. Acum o să continui, dar mai înainte de a continua, am să deschid aici. Deci, eu în momentul în care deschid un anumit articol în limba română sau în limba spaniolă, când vin aici, deci ăsta se vede că nu are versiuni în altă limbă, nu are. Aici mă întreabă pe mine dacă vreau să traduce esta pagina în francez, să o traduc eu în franceză, în engleză sau în română. Nu știu de ce mi sugerează să traduc în franceză și în engleză, că eu nu sunt logat la pagina franceză sau engleză, dar nu știu de ce, mă rog. Deci aici, dacă apăs pe butonul ăsta, mi se deschide versiunea pe care am început-o ieri. Și
la care n-am lucrat mult, pentru că am luat de aici și ca să o pun și în pagina asta a mea, separată de Wikipedia, pentru că mie mi-au eliminat de foarte multe ori foarte multe articole și cel puțin după atâta muncă cât o fac, dacă îmi elimină din Wikipedia, îmi rămâne aici și atunci nu o să pot să arăt la atâtea populație cât ar vedea în Wikipedia, dar îmi rămâne și mie aici să vadă cât vor vedea, să pot distribui când vreau să distribui. Da. Și am aici prietenul ăsta de listă, Mihai Gheorghe, care a zis printre altele, că cred că am lăsat de mult impresia că departe de mine gândul de a ne măsura în centimetri lineari și potență, deși ne despar 2 sau chiar 3 decenii ca vârstă. Eu respect omul, dar nu muncitorul fals care a făcut și adres și acum caută să dea vina pe alții, mai puțin pe el însuși. Cât timp ai subto în spatele volanului, ai trecut melc, apoi ai descoperit Wikipedia și dacă ai tradus 2 chestii, crezi că cunoști mai mult decât X sau Y. Poate va veni vremea când o să ne zici cât de mult te-ai chinuit, cine te-a chinuit în meseria asta și de ce, de unde dezechilibrul ăsta înverșunat contra meseriei și ce ar trebui să fie și a ce ar trebui să fie. Tu nu vrei o meserie corectă pentru că nu o cunoști, dar apoi să o aperi. Drept dovadă, munca ta pusă pe acel site, numai șoferie nu e mântuială de volan. Asta da. Da, o să-i răspund lui Mihai Gheorghe într-un episod viitor, într-un episod sau poate 2, aici sunt multe de spus, dar deocamdată o să încerc să mai te aduc la acest articol. Așa că o să fac eu un pic de pauză cu vorba, că o să mă concentrez pe lucru aici. Deci, o să iau de aici, ia să văd ce am reușit eu să fac aici. Locul de reședință obișnuită. Da. Și cât am pus aici, obișnuit este un concept statistic utilizat. Da. Deci, ăsta primul de aici, îl iau și îl pun prima dată în traducător. L-am mai pus odată, cred că l-am aici. Da, l-am aici deja, deci nu mai pun în traducător. O să iau de aici primul, ăsta care este în limba spaniolă și o să-l pun aici. Păi nu, că e pus. Ce faci, măi? M-am încurcat. Deci, hai să-l iau pe ăsta. M-am încurcat că e greu să lucrez pe două părți deodată. Dar îmi găsesc eu ritm acum. Deci ăsta îl fac odată așa. Bun, acum îl ieșit pe ăsta.
Și văd că am ajuns aici. Și acum o să-l iau traducerea întâi de aici. Și o pun aici. Apoi pe cea din traducătorul automatic extern Wikipedia, ăsta de aici, să vedem dacă sunt la fel. Dar cred că sunt la fel, că sunt traduse tot. Hai, de traducătorul Google, nu știu, să vedem. Așa. Și avem aici așa. 1, 2, 3. Aici. Așa. Bun. Și acum. Asta îl facem cu roșu. Ca să știu că ăsta este articolul original, adică articolul, paragraful original. Ăsta îl fac cu violetul ăsta, ca să-mi aducă mie aminte că ăsta este, cred că ăsta e, traducătorul intern al de acolo, de la articolul din Wikipedia, și pe ăsta o fac verde, parcă, cred că, cu care verde s-a făcut ăsta, hai s-a făcut ăsta, da, ăsta, și al patrulea este ceea ce voi traduce eu, comparând cele trei, astea trei, ia să fac eu pe ăsta mai bine albastru. Poate se vede mai pronunțat un pic. Hai. Uite așa. Și uite așa. Așa. Îl fac așa, albastru, se vede un pic mai pronunțat, da. Și acum, locul de rezidență. Da, uite că e un pic diferit. Locul de rezidență. Zic eu rezidență, deși traducătoarele zic reședință, locul, am explicat data trecută de ce zic așa, de rezidență, rezidență, hai să văd aici, locul de rezidență abituală, aici de ce nu ai fi schimbat eu? Este un concept statistic utilizat în medieval în recensământul populației și al locuinților. Și aici, locul de rezidență abituală, așa, poate coincide sau nu, poate coincide sau nu, cu locul
în care își are mutația. Mutația. Persoana. Înregistrată. În momentul, la momentul recesământului, realizării recesământului, așa. Și în acest și după cum, acesta poate coincide sau nu, cu domiciliul legal, cu domiciliul legal. Bun, și acum hai să-l iau de aici pe ăsta și să mă duc eu în traducătorul extern, că eu n-am tastatură cu diacritice și în felul ăsta aici complet, înlocuiesc mai ușor unde e nevoie să, deci cu locul în care își are mutația. Persoana înregistrată. La momentul realizării recesământului. După cum acesta poate coincide sau nu cu domiciliul legal. Lugar de origine avem poate coincide sau nu cu lugar că se aia trasladat la persoana inscrită în momentul del censo, vinci mutația. Ia să vedem ce se vorbește despre mutație în limba română. Mutație, 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 mutație. Domiciliu. Înscrierea în actul de identitate a medicului de votant. Eliberarea actului de identitate. La schimbarea domiciliului. Diferența dintre reședință și domiciliu. Și aici tot reședință îi zic ei, eu îi zic rezidență. Pentru că așa îi zic și aici, în Spania, și
adresa secundară, precum putem să vedem noi, diferența dintre reședință și domiciliu. Domiciliul, reședința, este locul unde își are locuința secundară. Adresa secundară, conform vizei de flotant, este necesară, de exemplu, pentru studenții care stau la cămin sau când stați în chirie în alt oraș. Un exemplu simplu pentru a diferenția este cel al persoanei care locuiește în septembrie. Dumneavoastră pleacă și locuiește în casa sau este locuința sa principală. Locuință secundară. Da, aici explică mai bine. Așadar, eu o să continui să-i spun rezidență, pentru că așa cred că este mai corect. Și unde mă duc eu iar? Aici. Deci, mutație. Viza de flotant. Viza de flotant. Flotante. Așa, e bine așa. Deci, ăsta de aici o să-l iau și o să-l pun aici. 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 Și acum, este locul de reședință, de rezidență abituală. Așa. Poate coincide sau nu cu locul în care aici trebuie îl luăm de aici, în care că era băiat deștept, o luam pe gar, în care își are viza de flotant persoana înregistrată, în care persoana înregistrată își are viza de flotant la momentul realizării recensământului, după cum acesta poate coincide sau nu cu domiciliul legal. Bun, și acum deci, ăsta rămâne ca versiune finală aici. Ce ai făcut, Bobiță? Bobiță, 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 Bobiță. Inarentatorul păpăvădân recesământului. Deci locul de rezidență abituală poate coincide sau nu cu locul în care își are viza de flotant persoana înregistrată, în care persoana înregistrată, nu știu, nu mai bine, așa e să vedem, care persoana înregistrată își are locul locul
Locul de rezidență abitoare poate coincide sau nu cu locul în care persoana înregistrată și are viza de flotant. La momentul realizării recesământului, după cum acesta poate coincide sau nu cu domiciliul legal. Lugar de rezidenție abitual poate fi un loc în el lugar donde la persoană inscrită tiene su în momentul de censo, podiendo coincide. E bine. E mai bine așa. Deci, pe de o parte, hai să-l pun pe ăsta. Aici. La numărul 4. Așa. Punem aici un punct. Și ne ducem mai jos. Bun. Și tot la fel îl punem pe ăsta aici. Parcă e totuși mai corect așa. Bun. Acum, îl iau pe ăsta și îl pun aici. Așa. Iau pe ăsta. Copiar și pegar. Deci are dreptate băiatul ăla că eu copiez și fac copii paste aici, da. Hai să vedem de ce. Așa. Îl mai iau pe ăsta de aici și mă duc el în traducătorul exterior pe ăsta de aici. Și acum se înțelege. A, stai să schimbăm. Bun. Acum le întoarcem așa. Ba nu. Hai să le iau pe ăsta de aici. Și să-l scriu aici. Deci, am greșit undeva. Ba, am greșit. E bine. Deci, asta de aici. Și acum astea. Le dau iarăși nume. Așa. Și facem loc pentru al patrulea aici. Și acum, ăsta îl fac roșu, ăsta îl fac albastru, hai mă vede, și ăsta îl fac verde, da. Și acum să vedem un pat al patru. Da. Și pe al patru le vrem ce iese din toate trei. Deci, se înțelege prin prin rezidență abituală se înțelege reședința prin rezidența abituală se înțelege
No, era mai bine rezidența abituală, se înțelege ca fiind. E mai bine așa. E mai corect așa, rezidența abituală. Se înțelege ca fiind locul în care persoana locuiește la momentul recensământului și unde, în plus, aceasta a fost și intenționează să rămână. Aceasta stă și intenționează să stea o perioadă de timp. Deci, rezidența abituală se înțelege ca fiind locul în care persoana respectivă persoană locuiește la momentul recensământului și în plus aceasta a fost aceasta a stat și intenționează să stea. Aceasta a stat și intenționează să stea o perioadă de timp. Bun, acum o să iau chestia asta de aici. Uite așa. Și mă duc cu ea în traducătorul ăsta de aici. Îl ștergem pe patru ăsta de aici, că acum nu te trebuie. Rezidența abituală se înțelege ca fiind locul în care respectiva persoană locuiește la momentul recensământului. Până termină de făcut asta, uită oamenii ce recensământului. Și în plus, a stat și intenționează să stea o perioadă de timp. Deci, să mă duc cu ea aici și să o pun aici așa.
Bun. Ne ducem odată așa și facem așa, și avem aici. Deci rezidența abituală se înțelege ca fiind locul în care respectiva persoană locuiește la momentul așezământului și în plus aceasta a stat și intenționează să stea, să mai stea. O perioadă de timp. Bun, și atunci hai să iau chestia asta de aici și să mă duc cu ea aici. Băbiță, ce ai făcut, băbiță, iar bine cu prostiile astea. Deci, rezidența abituală se înțelege ca fiind locul în care respectiva persoană locuiește la momentul recesământului și, în plus, aceasta a stat și intenționează să mai stea acolo o perioadă de timp. În acel loc o perioadă de timp. Nu. N-are rost să mai adaug, să sub înțelege. Bun, și acum... chestia asta s-o facem cu... deja mă avertizează asta că traducerea ta conține 100% textul fără a fi modificat. Mie mi s-a părut că am modificat ceva, dar n-o fi prea mult. Ia, aici. Alertă aici. Partea de conține 100% fără modificat. Mă avertizează că textul conține e aproape 100% cum l-a tradus traducătorul automat și că s-ar putea să mi le zboare cenzorii de pe unde le public. E un pic la baie. Bun. Așa, așa, așa. Așa. Deci, acum dăm click aici și ne se transferă acesta. Și luăm de aici originalul. Și îl punem mai întâi aici.
Așa. Da. Îl iau pe ăsta și îl pun în traducător extern. Da. Și... stai așa să-l pun pe spaniola și de aici îl iau pe ăsta și îl pun aici. Bun. Și acum avem 3 versiuni din care încerc eu să fac una a patra. Deci hai să nu le mai pun numărul de acum, îl pun la urmă de tot. Nu, uite așa. Ăsta o să fie verde. Ăsta o să fie albastru. Uite așa. Și ăsta la altul, originalul o să fie roșu. Da. Și acum să încerc să fac din 3 să îmi plătesc unul. Deci de video ok, în muchos casos las personas empadronadas no se han desplazado desde algún tiempo, la definición de residencia de habitual es bastante clara. Sin embargo, en otras ocasiones la definición puede estar sujeta a varias interpretaciones, especialmente cuando la persona ha realizado traslados frecuentes. Deci, datorită faptului că în multe cazuri persoanele datorită că în cele mai multe cazuri persoanele înregistrate cum se zice la noi? Recesământ. La recesământ. Nu s-au strămutat. Nu s-au strămutat. Nu s-au strămutat. Nu s-au strămutat. De mult timp. Niciodată. Spre exemplu, oamenii de la mine din sat, marea lor majoritate, nu
nu s-au schimbat din locul în care. Și atunci, pentru ce să-și facă mutație dacă nu se mută? Deci, nu s-a, datorită faptului că în cele mai multe cazuri persoanele înregistrate la recensământ nu s-au strămutat de mult timp sau niciodată, în acel caz, definiția Definiția rezidenții abituale este ceva care este destul de clar. Toate acestea, rândurile în alte ocazii cum să zic eu, că stă sujeta, stă pendiente, că stă agățată, că stă atârnată. Cum mai vă să zic aici, stă multor interpretări. Mai ales când efectuat mutări frecvent. Eu mă stac un pic. Așa. Că...
și am mâncat, tot mi-e foame. Și eu dacă nu glojgăi, nu fac nicio treabă. Așa că ia la niște covrici. Și o să stau eu să nu mai... Am pus aia să nu mai stați cu ochii pe mine, așa că... Deci datorită faptului că în cele mai multe cazuri nu, hai să zicem în mult... În suficient de multe cazuri. De multe cazuri. Persoanele înregistrate la recensământ nu s-au strămutat de mult timp sau niciodată. Cam povestea cu Manole, cu meșterul Manole, totdeauna se poate și mai bine, datorită faptului că în suficient de multe cazuri, persoane înregistrate la recensământ hai să pun așa recensământul populației nu s-au strămutat de mult timp sau niciodată definiția rezidenței abituale mai ales când, respectiva. Persoana a efectuat mutări frecvente. Sau frecvente mutări. Sau și terminatura. Da. Pe asta o pun mai întâi aici. Așa.
Una. Nu mă, să nu mai zici că n-am modificat și eu ceva aici. Ia să vedem acum. Interesul să muncă unei femei, unei familii în caravană în Belgia 1925. Deci avem aici articolul ăsta. Cu 7219 bits sau caractere. Și articolul în limba română cu 8740, deci stă un pic mai bine, ja, după Cornel Grad ăsta l-am văzut modificându-mi mie niște articole în ultima vreme. Deci, te-ai avut bobita, ești nativul? Așa. Și hai să aduc și acum pe care să-l iau, pe ăsta sau pe ăsta? Să-l iau pe ăsta. Tradus direct în pagina aia acolo. Deci pe ăsta îl pun aici. Și
Bă, nu. Hai acum, dacă... Pam, pam, pam. Așa o dată.
Mi deja să copiază și să face. Așa să face copy-paste. Ce naiba, așa mi-a fost somn aseară, mi-e somn și în seara asta când naiba mai fac eu. Deci hai să salvez ce am. Bun, deci o să mă opresc și o să fac alt episod.